Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi îl are invitat pe mijlocașul ofensiv al Petrolului, Alex Musi. Bună, Alex, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună ziua, bine v-am găsit. Să specificăm faptul că Alex vine direct de la antrenament și că a sosit în studioul nostru de aici, de la Dada Production, cu zâmbetul pe buze, neștiind ce o să urmeze. Așa că dumneavoastră o să-i dați notă la finalul acestei emisiuni, după ce o să vă spun în prealabil că este născut la 17 iulie 2004 în București, are 70 de kilograme și 1,80 m. Vreau să vă spun faptul că Alex este, face parte din generația celor foarte tineri de la Petrolul, adică este practic un under care și-a câștigat meritul de a fi între primii 11 de fiecare dată. A debutat la seniorii FCSB-ului în 2020 și a reușit 11 apariții în 3 ani fără să marcheze. În acest an, în iarnă, a fost împrumutat la Politehnica Iași, echipă cu care a și promovat în eșalonul de elită, ulterior venind la Petrolul în vară și strângând până acum 13 partide cu 5 goluri, cu 5 goluri marcate. Nu, cu 3 goluri marcate. Da, m-am grăbit, le-am și punctat. A fost împrumutat din vară, cum spuneam, alături de Pătrașcu la 19 ani și Alex este pe locul secund într-un clasament al tinerilor Petrolului, la 18 ani fiind Mihnea Rădulescu și Justin Răducan. Cele 3 goluri le-a marcat cu Universitatea Cluj în prima etapă, a mai dat în etapa a 6-a cu Craiova, cu FCU Craiova și cu Universitatea Craiova în etapa cu numărul 13, devenind astfel, iată, un fel de naș al oltenilor. A bifat 3 selecții la echipa națională U19, acolo unde pare să fi devenit titular indiscutabil. Știu că vi se pare că este extrem de tânăr și de altfel așa și este, dar abia la anul împlinește 20 de ani. Să știți că una peste alta acest tânăr s-a grăbit să fie și titular printre anderii Petrolului, dar s-a grăbit să se și însoare. Este căsătorit, are și un băiețel, îl cheamă Ryan, are 2 ani, undeva acum o lună? Nu sunt căsătorit. A, nu ești căsătorit, dar ai numai băiețelul. Nu, nepotul meu, Ryan. Ai, nu pot să cred. Da, da. Atunci poza care am văzut-o pe internet, era vorba de o poză a ta cu nepotul. Da. N-am făcut nimic, așadar fetelor ochii pe el, este necăsătorit, n-are nici măcar băiețel, așa că puteți să veniți la meciuri și să-i aplaudați în continuare prestațiile. Văd că se și distrează, asta este un semn bun, semn că nu este inhibat deloc. Alex, sincer, începem cu întrebările. Sigur. Ai fi crezut că vei pleca la Polia și mai ales că la ea ai ajutat atât de mult să promoveze? Nu am crezut că o să plec, sincer, de la FCSB, dar am avut o perioadă în care n-am jucat și eu voiam să joc. Și am vorbit cu cei de la FCSB, conducerea, și le-am zis că vreau să plec împreună să joc mai mult. La Iași? Da. Și te-ai dus la Iași, te-ai descurcat foarte bine, i-ai ajutat să promoveze, dar în continuare, iată că, cine, probabil că Gigi Betrani hotărăște acolo. Nu știu ce a fost, eu m-am întors la FCSB și... Te-a redirecționat către Petrolul. Da. Venirea la Ploiești pare să te fi descătușat, primul meci și însemnând și primul gol pentru Petrolul, un gol deosebit de frumos, mi-aduc aminte, pirueta aia pe care ai făcut-o, da, în undeva la 7-8 metri, înscriind în stânga portarului. Cum te-ai simțit în momentul ăla? Păi vă dați seama, am simțit foarte bine să marchez la debut, dar băieții m-au primit foarte bine. Din prima zi, din cantonamentul din Rogla, am fost, așa să zic, cu un sentiment plăcut. Și eu pot să spun că o să facem treabă bună în continuare. Rapid. Ai văzut valul ăla de energie care se revarsă din tribune în momentul când ai luat, când ai primit certitudinea că acel gol a fost valabil, parcă întreg stadionul a coborât spre tine. Da, a fost un sentiment foarte plăcut, de vis, ce pot să zic. Ai mai trăit așa ceva? Nu. Momente de-astea? Niciodată. Practic aici la Ploiești, practic ți-ai regăsit un fel din eul tău, din felul tău de a fi,
Adică, practic, ești genul de fotbalist, de tânăr fotbalist, care își dorește mai mult de fiecare dată. Da, eu mereu mă duc la antrenament cu zâmbătul pe buze, dau 100% la fiecare antrenament și vreau doar să joc fotbal și să fac ceea ce îmi place. Am înțeles. Ar fi trebuit să-ți fie adresat prima întrebare asta care urmează, dar probabil că am vrut neapărat să văd de ce ai plecat de la Iași în primul rând. Dar așa te întreb, de ce oare ai ales tu fotbalul? Sau crezi că fotbalul te-a ales pe tine? Eu, de când m-am născut, am fost cu o minge lângă mine mereu. Și a fost mereu rotundă? Nu, de când m-am născut, am avut mereu o minge de fotbal lângă mine. De fotbal? De fotbal. Am înțeles. Și? Minge de fotbal lângă mine și asta a fost pasiunea mea. Tata m-a îndrumat spre drumul ăsta, să zic așa. Tata l-a vrut băiat fotbalist? Da. Mai ai frați, surori? Da, am un frate și două surori. Un frate și două surori. Și ce zic despre tine? Despre vedeta? Tu ești vedeta familiei? Nu mă consider vedeta familiei. Păi, de ce? Joacă și ei undeva? Nu, dar sunt un om, pur și simplu. Ești un om, dar uite că ești aplaudat de 10.000 de oameni, nu? E chiar așa. Eu încerc să nu mă gândesc la asta, încerc să-mi fac doar treaba și atâta tot. Deci nu au nimic de comentat. Când vii acasă, sunt fericiți, cum, ce faceți? Vă așezați la masă, mai vorbiți. Ce te întreabă? Bă, dar cum ai reușit, mă, să... Nu, fratele meu mă ceartă mereu. Ce chiar zice? Jucat, e mai mic ca tine? Nu, mai mare, eu sunt cel mai mic. Tu ești cel mai mic? Da. Și el ți-a jucat? Nu. Da, pot să spun că era mai talentat decât mine. Și de ce n-a jucat? Că i-a plăcut, nu știu, nu s-a de performanță așa. Ți se pare că e mai indolent așa? Sau da. Tu ai tras mai mult de tine? Da. Da. E mai puturos. Pozele pe care le-ai făcut împreună cu Ryan, cu nepotul, cum spui tu, sunt făcute la tine în casă, bănuiesc. Da. Între altele spus, în momentul probabil când vă reuniți, când faceți mesele de duminică sau mesele de sărbătoare sau ceva de genul ăsta, se vorbește de cele mai multe ori și despre sport și despre fotbal. Mare. Ce zic? Ce zic aia? Bă, dar tu ești în București, ce cauți, mă, la Ploiești? Nu, eu mai merg și pe acasă, că sunt ai mei acum, așa? La București, și mai merg și pe acasă, stau cu ei. Cum ai, că mai sunt și ei pe acasă? Tata cu mama. Și mai vine și fratele meu. Ei lucrează în altă parte sau frate cum? Fratele meu lucrează în Anglia și ai mei sunt aici, în București. Am înțeles. Fratele, probabil că, deci n-are nicio legătură cu niciun sport. Nu. Dar mai vin și ei pe la stadion? Da. Mama, tata? La fiecare meci vine tata. Vine tata. Și unchiul. Și unchiul tău? Da. Ce zic? Băi... Pot să spun că îi mă ceartă într-una, chiar dacă fac un meci bun. Ei mă ceartă. Dar la ce se așteaptă? Să nu-mi iau în cap, probabil. Aha. Și tu? Încerc să ascult și să bag la cap tot ce zic ei. Încerci. Bag la cap. Bag la cap. Da. Spune-mi tu, așa în general, te-ai gândit la viață, în general, rămâi la sport sau te-ai gândit să mai faci și altceva în viață? Nu, eu rămân la sport. Rămâi la sport, deci fotbal, da? Fotbal. Și te duci cu fotbalul ăsta până la când tot, cât tot ține sănătatea, viața, da? 30-35 de ani. Știi că în perioada asta trebuie să și agonisești. Adică să pui să faci acolo un depozit. Da. Pentru că știi cum e, la zile negre și mai trebuie ceva, mai trebuie să fii bun. Bun, ca să poți să agonisești. Corect. În momentul în care o să ajung la un moment dat, probabil că o să vină și momentul în care Alex Musi să fie rechemat la București, la echipa mamă, să spun așa. Da. Tu probabil că o să fii într-o super formă în momentul ăla, pentru că dacă vii dintre titularii Petrolului și Petrolul stă în clasament așa cum stă în momentul de față, probabil, adică mai mult ca sigur zic, o să ai parte de o preamărire, adică o să vii direct în echipa FCSB-ului. Asta rămâne de văzut, trebuie să mă uitați. Asta îți dorești? Acum sunt la Petrolul, cum am mai zis. Așa? Vreau să fac treaba bine aici și dacă e să mă întorc, o să mă întorc. Așa, în general, tu îți dorești să rămâi la Ploiești? Ți-ai dori să rămâi la Ploiești? Îți place echipa asta? Păi vă dați seama că îmi place. Suntem în loc de play-off. Am o perioadă bună, pot să spun, și mă bucur pentru asta, dar pe viitor nu se știe nimic. Bă, uite care-i treaba. Petrolul are numai două înfrângeri în acest tur de campionat. Da. Știi că nu sunt foarte multe echipe care au doar două înfrângeri. Vorbim despre
Rapid, Hermannstadt și Oțelul. Atât. Rapid, Hermannstadt, Oțelul și Petrolul. Atât. Patru echipe. Stați pe locul, zicem iernați, dar în continuare, iată că merge și returul, mai dăm drumul la câteva etape de retur. Da. Sunteți de aseară, de la ora 23, pe locul 6 în clasament, este loc de play-off. Da. Părerea ta este că se putea mai sus decât atât? Da, eu zic că da. Primele meciuri, meciul cu Cluj, eu zic că trebuie să-l câștigăm. Așa. Și meciul cu Botoșan, la fel. Pe așa, dacă e să te iau, te iau cu toate meciurile. Și pe ăla cu Dinamo, cred că putea să-l câștigați. Da, dar și ăla cu Galați puteam să câștigăm. Ai văzut? Despre asta e, adică... Eu zic că puteam să avem 9 puncte plejer. Încă 9 puncte. Ca să nu mai vorbim despre dezavantajarea pe care ați avut-o la Cluj. Da, da, da. Cu CFR-ul. Când o decizie nefericită a arbitrului v-a dus unde v-a dus, în sfârșit. Nu mai stăm la discuție, pentru că e trecută treaba. Tu ai impresia despre echipa asta în care ești acum. Deci echipa Petrolului din noiembrie 2023. Tu crezi că este o echipă care la final să se claseze pe o poziție de play-off? Da, sincer. Da, de ce nu? Păi nu, ce vrem? Ce zici tu așa? Tu te mai uiți, mai vezi meciuri la televizor? Da. Adică vezi urmăresc partenerele tale, da? De competiție. Zi-mi și mie așa. Păi noi ne pregătim foarte bine. Așa? Suntem ca o familie, cum am mai zis-o de multe ori. Intrăm pe teren, ne facem treaba și să câștigăm meciul. Păi dar nu sunt toți așa? Nu toate echipele sunt așa? Eu mă uit doar la echipa mea. Așa? Când intru pe teren, încerc să-mi fac treaba, să-mi ajut colegii și la final să luăm cele 3 puncte. Deci ideea principală la întrebarea pe care ți-am pus-o este că, din punctul tău de vedere, Petrolul ar putea la final să se bucure de această prezență în play-off. Da, eu spun că am arătat și campionatul, turul ăsta de campionat, am arătat că avem echipă bună, am făcut rezultate bune, să spun așa, cu echipe mari din România și iată și, să spun așa, recompensa. Că sunt rezultatul muncii, ca să zic așa. Da. O muncă care... Nu îți ascund faptul, din punctul meu de vedere, eu nu am crezut la început că va fi chiar așa. De ce? Pentru că echipele se întăriseră foarte mult, multe dintre echipele din campionat se întăriseră foarte mult, erau ambiții extrem de mari, erau foarte multe declarații, dar numai dacă îți spun despre FCSB, CFR, Rapid, Craiovele și așa mai departe, care spuneau direct pe față play-off și tragem la câștigarea campionatului. Petrolul s-a ferit să facă astfel de declarații. De ce crezi? Chiar nu știu. Atunci eu am venit în cantonament direct. Corect. Dar tu ce zici? A făcut bine că n-a spus-o? Nu vreau să comentez chestia asta. Eu zic că a făcut bine pe parte. De ce? Ca să nu pună presiune pe voi. Nu, să nu pună presiune, dar suntem o echipă cu mulți jucători tineri. Așa? Echipă valoroasă și cu jucători experimentați. Așa zici tu că e echipă valoroasă? Da. A arătat foarte mult Petrolul, adică foarte mult, vorba ta, mulți tineri. Mai ales acum pe ultimele meciuri, când au mai intervenit și din accidentări și așa mai departe, da, și suspendați și așa mai departe, au venit din urmă, dacă să nu zic foarte mulți, dar 3, 4, 5 au apărut în prima echipă. Șoricei ăștia de 7, 18, 19 ani. Nu știu, mie mi se pare un curaj extraordinar din partea lui Florin Pârvu, antrenorului, să-i arunce în luptă. Păi da, dar nu, eu zic că îi aruncă pe merit. Da, se pregătesc foarte nimeni, bine și Lina, și Justin, și Denis, Mitru, la fel, se pregătesc foarte bine, sunt niște jucători deosebit și trebuie dovadă, intră în teren. Intră și... O fac bine. O fac bine. Nu vreau să terminăm subiectul ăla cu FCSB-ul, pentru că vreau să te întreb chestia legată de Gigi Becalia. Ai vorbit vreodată cu el? Nu. N-ai vorbit niciodată cu el? Nu. Gata, păi atunci nu te mai întreb nimic. Vreau să te întreb dacă ai vorbit vreodată cu el, pentru că toată lumea comentează bada stânga, bada dreapta, că nu e, că nu face, că nu drege. Dar dacă n-ai vorbit nimic tu personal cu el, ok, nu mă mai interesează altceva. Vreau să te întreb ce fel de om e, atât. Ce calitate umană capătă. Dar neștiind, nu mai te întreb treaba asta. Noi te vedem foarte concentrat atunci când intri în teren, absolut de fiecare dată, te văd chiar la marginea terenului, de fiecare dată ai
așa o chestie de războinic, din punctul meu de vedere. Ce te motivează cel mai mult atunci când, cu câteva minute înainte de a intra în teren, atunci când se cântă imnul și așa mai departe, arbitru înainte de fluierat, ce te motivează? Care este motivul principal pe care ți-l impui în clipa aia? Primul rând, mă gândesc numai la meci. Așa? Să fiu concentrat 100%, să dau maximul. Și suporterii. Când aud că strigă, aha, atunci îți dă un vibe așa mai... Mai special? Da. Deci suporterii pentru tine reprezintă mult, da? Da, foarte mult. Adică te cam împing în... Poți să spun că te simți fotbalist când ai un stadion plin. Uh-huh. Păi hai atunci să umplem stadionul mai, să-l facem și mai plin. Mereu e plin. Ce zici? Eu zic că mereu e plin. Mereu e plin. Bine. Te-am pus întrebarea legată, că mă uitam aici, dacă e în calcul să rămâi la Petrolul. E clar că nu depinde, nu de tine depinde, în primul rând, depinde de cel care te are aici. Aveți o șansă mare să depășiți această fază a Cupei României. Din punctul meu de vedere, ce am observat până acum, echipa se exprimă, cu toate că nu o face cu echipa de bază, și că Florin Pârbu mai odihnește dintre titulari pentru că trebuie să lupte practic pe două fronturi. Observ că echipa se manifestă curat, se manifestă bine, atât la Pecica cât și la Corvinu, atât cât a mai fost și meciul de la Târgoviște, care iarăși l-a câștigat. Din punctul meu de vedere, victorii nu extraordinare, dar până la urmă victorii. Vreau să te întreb, în fața lui Sepsi, aici la Ploiești, ultimul meci, când vă trebuie practic măcar un punct ca să fiți 100% trecuți de faza asta a grupelor, da, considerați că puteți să depășiți această nebunie numită Sepsi? Noi avem un lot de jucători foarte valoros și jucători foarte buni. Așa? Și sunt sigur cine va intra, o să facă o treabă bună și o să încerce să dea maximul, să luăm cele 3 puncte. Zici tu? Da. Bine, vezi că asta rămâne. Ce ai zis, acolo pică. O să rog regia, avem un scurt calup publicitar, să-l prezinte acum. Trebuie să ținem cont de faptul că, practic, anul viitor sărbătorim centenarul clubului Ploieștean Petrolul, de aceea am și pregătit aceste calupuri. Acestea vor rula de fiecare dată în cadrul emisiunii Time Out și, ca și idee așa, vizând o performanță care ne este cel mai la îndemână în momentul de față, aceea ar fi Cupa. Cupa României, care în câteva meciuri poți să ridici trofeul. Deci câteva meciuri victorioase înseamnă practic ridicarea trofeului, câștigarea trofeului. Mai mult decât atât, este un bonus uriaș pentru o echipă românească, faptul că cel care câștigă Cupa României merge direct în Europa League, adică nu mai merge în Conference și așa mai departe. Crezi că ar putea să fie Petrolul echipa asta? Da, de ce nu? Noi intrăm la fiecare meci montați. Mm. Să luăm cele 3 puncte, nu jucăm la egal și... Vezi că după meciul cu Sepsi, după aia începa la eliminatorii. Așa. Adică ai făcut o gafă, da, te-ai curățat, ai plecat. Mai ești la anul. Tu zici că Petrolul ar putea să câștige cupa. Da. Pe ce te bazezi? Numai pe faptul că este o echipă tânără și bine pregătită, că aveți un vestiar unit? Eu zic că tot campionatul ăsta am demonstrat că avem jucători valoroși, cum am mai zis-o de multe ori. Așa? Suntem uniți și
De ce să nu câștigăm cupa dacă o facem bine până la capăt? De când erai mic, spuneai la... Atunci când am început emisiunea, spuneai că te-ai născut, practic, cu mingea lângă tine. Da. Ai fost foarte aproape de o arenă pe care te-ai pregătit prima dată sau părintele te-a dus prima dată special într-un loc? Tata m-a dus prima oară în Mestalla, mi-amintesc, la unde? Valencia, Mestalla. În Mestalla? Oh. La un meci de fotbal. Așa. Juca Valencia contra Zenit. A, deci în cupele europene. Da. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult de Hulk. Hulk. Yes? Da. Mamă, dar ce ți-ai ales? La vârf ți-ai ales. Da. Te-ai gândit vreodată să devii un fotbalist precum Hulk? Nu m-am gândit niciodată. Încă nu mă gândesc la nivelul ăla. Eu mă gândesc acum în România să o fac bine aici, să-mi ajut echipa, oriunde o să fiu și după pot să spun că să mă gândesc în afară. Nu știu, nu vreau să mai fac o gafă precum aia cu căsătoritul, cu copilul, cu băiatul, cu așa mai departe, dar te întreb, pentru că am mai văzut din poze cu cei din familia ta, probabil cu tatăl tău. Tatăl tău este mai înalt decât tine și mai bine făcut așa? Da. He, atunci întrebarea este, vei fi și tu precum tatăl tău? Nu. De ce? Sper să nu. Cum mă nu? Păi nu o să crești. Păi la bătrânețe poate, da. Nu la bătrânețe, adică eu mă gândesc, poate pui un pachet superior de mușchi pe tine. Păi n-are mușchi. Ele un pic mai grăsuți. Am înțeles. N-are mușchi. Dar tu poți să pui mușchi? Da. Ai vrea să mai crești un pic? Da. Deci te-am prezentat la 1,80 m. Nu am 1,80 m, am 1,77 m. 1,77 m. Da. De crescut se pare că nu o să mai crești. Poate crești 2-3 cm. Da. Să mai crești. Atâta vreau să mai cresc. Spune-mi, te rog, te-ai orientat vreodată să dai vreun gol și cu capul? Da, până acum cred că am doar la junior golul cu capul. Uh-huh. Nu. Pardon, am la în Cupa României cu Hunedoara. Aha. Un gol cu capul. Sper să mai dau, dar nu prea le-am eu cu capul așa în care... Bă, te folosește unde vrei tu, sincer. Da, eu am jucat și vârf când eram mic. Eu joc toate pozițiile din atac, dreapta, stânga și vârf. Și vârf. Pe așa cel mai bine unde te simți? Pe dreapta? Nu, contează oriunde mă simt bine. Păi, te cam pierzi așa ca vârf. Mai ales că acolo ai văzut ce se întâmplă. Vin zdrahonii aia din apărare care îți fac un marcaj care nu prea respiri pe acolo. Parcă te văd mai la dreapta aici, zic eu. Nu, unde mă bagă mister, încerc să fac treaba, să dau 100% și... Eu te-am întrebat unde te simți cel mai bine. Oriunde, nu contează. Oriunde, dar numai în față, să zic. Dar te-am văzut că te și repliezi. Trebuie să ne și apărăm. Fotbalul de azi nu există fotbal fără apărare. Spune-mi, te rog, apropo de chestia asta, cu mă și repliez, mă duc și în atac, încerc să dau și gol, asta presupune un consum de energie ridicat. Da. Voi la Petrolul aveți un antrenor care vă educă corpurile, practic preparatorul fizic este un spaniol, da? Da. Cum vă simțiți după un antrenament? Foarte bine, ne pregătești foarte bine. Deja ne-am învățat cu el. La început pot să spun că mi-a fost mai greu așa, în antrenament. De ce? Alergări, făceam alergări, fizic. Adică practic vă încarcă prea mult? Nu că ne încarcă prea mult, dar nu știu. Pune accent prea mult pe fizicul și pe foarte multă muncă, așa, pe sală. Dar voi sunteți disciplinați. Da, da, da. Și văd că nu ai murit, că dacă vii de antrenament acum și nu ești cu capul pe masă, nu ești terminat definitiv, să spun așa. Da. Spune-mi, te rog, ați remizat sâmbătă la Sfântul Gheorghe un meci fără goluri, 0-0 cu o echipă bună, o echipă recunoscută fiind ca una care nu prea pierde acasă, nu prea pierd, nu prea lasă puncte, da? Păi să pierdă puncte. Tu ce zici de meciul ăsta? Noi am murit acolo, în tribune. Eu zic că am făcut un meci bun, cu un pic de noroc și șansă, eu zic că puteam să câștigăm meciul. Bine, pe de altă parte și cu un pic de ghinion putea să-l pierdeți. Corect. Că la un moment dat a fost devierea aia, s-a oprit inimile la mai mulți dintre noi și gata să o furați. Spune-mi, la un moment dat ai fost și înlocuit. Da.
Nu mai puteai sau a fost o decizie a antrenorului? A fost o decizie a antrenorului, nu că nu mai puteam. Ai mai fi putut juca? Da. Deci una peste alta, 0-0, scor bun. Da. Scor bun, mai urmează o nebunie sâmbătă. Da. La prânz. Nu spui că va fi tot la fel de ușor. Cu Cluj, o echipă bună, mergem acolo. Da, dar ai văzut că știe să pierdă. Da. Ai văzut ieri. Nu vreau să mintez asta. Cluj, o echipă bună, mergem acolo să ne facem treaba, să scoatem maximul din acest meci și după să vină o pauză de națională. Uh-huh. Și unde putem să ne încărcăm bateriile, să zic așa. Unde vă încărcați bateriile cam de regulă așa? Câteva zile acasă. Acasă? Hai că nu vă ducem vreun cantonament, ați ceva micuț așa? Nu, o să ne dea câteva zile libere, presupun. Liber. E ceea ce ai vrea? Presupun, nu știu. Dar eu îți garantez că se poate întâmpla asta, dar doar să nu pierdeți la Cluj. V-am zis că nu știu încă ce... Apreciez meciul ca fiind greu sau foarte greu? Eu zic că o să fie un meci foarte greu, mai ales că jucăm la ea acasă și cu Cluj cu jucători buni, echipă bună. Bă, tu iei înășit odată, poate o mai faci odată. Vom vedea. Ce zici? Nu mă gândesc să dau eu gol sau să neapărat să ieși în evidență. Uh-huh. Echipa să câștige la final și să fim fericiți toți. Vorbește-mi despre... unul din colegii tăi, de fapt despre doi dintre colegii tăi. Așa. Prima dată vreau să-mi vorbești despre Vali, despre Țicu. Așa. Cum îl vezi că depășește perioada asta? Vali e un jucător foarte puternic. După meciul cu Hermannstadt, când s-a întâmplat nebunia asta, a fost un pic așa afectat, să spun. Uh-huh. Dar eu zic că a trecut peste și se antrează mereu 100% și este cu noi. Deci e cu voi la fiecare antrenament? Da. Păi... 16 etape mi se pare infinit. Adică i-a dat până la nenorocit. 16 etape. Din punctul tău de vedere, revăzând faza, tu ești un obiect, ești un tip obiectiv. Ți se pare că într-adevăr ăla a fost așa faul de 16 etape? Sincer, nu vreau să comentez chestia asta, dar știu că Vali n-a avut intenție deloc să îl lovească, să iasă în halul ăla. Uh-huh. A fost fără să vrea. A fost fără să vede. Da. Bun, și dacă te întreb pe tine acum invers, pentru că vorbim acum despre Hanca, alt coleg de-al tău, nu e situația în oglindă? Oare? Cu faultul pe care l-a făcut daua la el? Ok, cum să spun, neintenționat. Nu a vrut să-i rupă piciorul. Da, a fost faul clar și la daua, numai că daua a avut noroc că a dat și în minge. A lovit mingea. Da, da, a fost de... Mai englezește așa, intra mai da, a intrat tare, dar englezește, da? Da. Și tu zici că nu merita, bine, că n-a vrut să-i dea nici măcar galben, dar în sfârșit, trebuie depășim asta. Dar una peste alta n-a avut niciun fel de problemă legată de suspendare. Deci el l-a jucat imediat al doilea meci. Nici nu cred că a avut intenție să lovească. Sunt de acord cu tine. Dar dacă Țicu s-a dovedit că n-a avut intenție și a vorbit multă lume pe tema asta, de ce totuși a primit atât de multe etape? Sincer, nu știu și nu vreau să comentez chestia. Nu vrei să comentezi. Bine. În afara golului și a meciului bun pe care îl faci, ce te mulțumește cel mai mult la finalul unui meci? Să-l văd pe nepoțul meu după meci. Să-l sun și să-l văd pe cameră. Este cel care, despre care ziceam că e fitul. Da. Ryan, da? Da. De unde a venit numele Ryan? Așa i-a pus fratele meu. Așa i-a plăcut numele așa Ryan. Și ăsta e primul lucru pe care îl faci, probabil că după ce cântați acolo la peluze, la... Mă duc în vestiar, iau telefonul și îl sun pe tata să-mi arate pe la mic. Ce zice, mă? Încă nu știe să vorbească. Nu știe deloc. Ce dar se bucură când te vede? Da, da, da. Am văzut că e pletos, am văzut că are, zici că e o fetiță, am crezut că e fetiță prima dată, dar văzându-i numele Ryan, mi-am dat seama că ar trebui să fie băiețel. Deci se bucură când te vede, da? Mai ales că el a stat foarte mult timp cu mine aici. Așa? Taică s-a fost plecat în Anglia și el stă cu mine aici în Anglia și cu... Păi da, a fost, mă, probabil asimilată că e al da, tău. Da, 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 nu este al meu. Dar nu e al tău. Vreau eu să fie al meu. Ai fi vrut? Da. Păi de ce îmi tânsori? Faci tu un copil aici. Care-i problema? Acum vreau să fiu un pic mai liniștit așa. Cât? O perioadă, nu știu. Păi, ce-i bă? Ai tăi, cred că de-a mai așteaptă. Ce? Să faceți o nuntă frumoasă. Nu?
Ai o prietenă? Acum pot să spun că da, sunt în ceva. Ești într-o relație. Da, da. Așa, am avut o prietenă de 3 ani de zile în care nu mai suntem împreună. Aha. Am despărțit. Ai suferit? Nu. Ea a suferit? Hai, te întreb, că nu ne aude nimeni. Nu știu. A, păi nu ți-a spus, nu ți-a mai dat un telefon. Așa pus, sunt. Nu ne-am înțeles. Gata, stop, da. Joc? Am pus stop și gata, nu ne-am mai înțeles. Bine. Anul trecut ai fost cooptat la divizionarea U19. O echipă cu pretenții a României. Spune-mi, te rog, cum ai reacționat în momentul când ai primit convocarea? Ți-a venit să crezi? Eram la antrenament. Uh-huh. După antrenament mi s-a spus că o să plec la națională. Dar eu știam, gen, vorbisem și cu domnul Pelici, care era atunci antrenor. Uh-huh. Și mi-a spus că să fiu pregătit, că o să mă cheme la calificări, spuneți-vă. Aha. Și? Cum e? M-am dus cu inima deschisă să facem o treabă bună. Din păcate n-am putut să ne calificăm mai departe. Vreau să te întreb dacă e greu tricoul ăla. Vă dați seama că când ai tricou României pe, când ai tricou României la piept și trebuie să continui și să joci contra echipe puternice, cum s-ar spune, am jucat contra Anglia, uh-huh, pe care i-a și bătut. Da, Franța, uh-huh, Norvegia, echipă foarte bună Norvegia, este ceva în plus, să zic așa. În momentul când se cântă imnul, v-am văzut pe toți aliniați, erați toți cu mâinile la piept, cântați, simți așa, adică e o chestie înălțătoare, într-adevăr, că multă lume vorbește despre da, treaba asta. Te simți mândru așa, te simți și mai fotbalist. Și mai fotbalist. Te, da. Te mai gândești la altceva în afară de faptul că ai tricoul ăla pe tine? Nu, eu sincer nu mă gândesc. Nu te gândești. Probabil că urmează și alte convocări, pentru că ai răspuns bine la aceasta și că este normal să meargă pe ideea asta. Vreau să trecem la genul de întrebări care cuprind din viața ta. Probabil că după ce ai venit de la Iași, ajungând aici la Ploiești, în timpul liber, probabil că mai faci și câțiva pași prin Ploiești. Îți place orașul ăsta, în vreun fel? Da, e un oraș frumos. Ce îți place ție la Ploiești? Un oraș frumos. Ce? Păi am văzut că avem și parcuri și mall-uri. Ai ce să faci aici? Poți să ieși la o plimbare, poți da. Să te duci la un magazin, să bei o cafea, să... Fetele cum sunt pe aici, pe la Ploiești? Arată într-un fel așa sau... Prietena ta e din București sau din Ploiești? Din București. Da, n-am făcut nimeni. E mai frumos ca Iașiul, nu? Iași, și Iași, un oraș frumos. Da, Iași e mai frumos. Nu? Și mai mare. Mai mare, mai frumos, mai curat, să zicem, da? Nu neapărat de curat, dar e mai mare. Mai mare. Ți-e da. Place să fie mare? Nu neapărat. Bine. Ai afirmat de fiecare dată că vestiarul Petrolului este unul strong. Este unul unit, că vă uitați unii în ochii altora și că puteți să discutați orice, că iese meciul altfel, mai altfel, dacă sunteți așa. Vă spune, chiar așa este? Că sunteți o adevărată familie? Da. Chiar așa este. Am mai și pe la mese, am mai făcut și mese împreună. Da? Da. Cine vă? Voi ieșiți între voi așa? Sau? Un grup, toată echipa. Și cu conducere? Da, și cu conducere. Mai vin și... Aia vin să uite, să vadă ce mai băgați. Mai... A? Nu? Cu cine din vestiar ești cel mai prieten? Cu Iusin Răducan. Cu ăla micu? Da. Cu el stai în cameră? Da. Am înțeles. Știi de ce te întreb? Pentru că la un moment dat am câteva cuvinte scoase din conferința de presă care a avut loc la finalul săptămânii trecute și pe care rog regia să mi le prezinte și să auzi tu ce a spus despre tine unul din consacrații echipei. Să-i ajut pe cei tineri, să le dau sfaturi, să-i îndrum pe calea aia bună, să-i fac să înțeleagă că fără muncă nu poți ajunge nicăieri. Degeaba ai talent dacă nu muncești și nu e serios,
nu faci nimic. Ce îi lipsește? Cum? Ce îi lipsește? Cui? Lui. Lui Musi? Da. În momentul de față nu cred că îi lipsește nimic. Că va putea evolua ca fotbalist, fotbalistic vorbind, pe viitor, da, o să evolueze și o să progreseze. Dar în momentul de față eu spun că e un jucător de valoare, un jucător cu un caracter foarte bun, cu personalitate bună, s-a și impus la noi, e un copil de mare caracter, un copil cu minte, sper să facă un sezon foarte bun în continuare și sper să ajungă un mare fotbalist. Da, eu încerc întotdeauna. Hey, aceasta a fost declarația pe care Paul Pap a avut-o despre invitatul meu de astăzi, vorbind despre Paul Papa, care în această săptămână, peste câteva zile, va împlini o frumoasă vârstă, va fi ziua lui, așa că va trebui, după cuvintele astea, să fii și tu foarte aproape de el, cu îi faci un cadou, probabil. Da. Paul Pap, care, stimați telespectatori, nu-l veți vedea sâmbătă în echipa Petrolului, ieri fiind suspendat pentru meciul cu Universitatea Cluj. Vreau să te întreb, ai spus că mai nou ești cu Justin Răducan, dacă ai împreună cu băiatul ăsta, cu Justin, o aventură haioasă așa, în cameră, la vreun hotel, la ieșire pe undeva. Încă nu, încă n-am avut. Încă nu? Ce așteptați? Nu, noi mergem în cameră, așa, ne odihnim și așteptăm meciul. Păi cum, bă, frate, mai se făceau nebunii? Nu, mai sunt copii cu minți. Da? Da. Mamă, dar vă prind eu odată, să vedem dacă mai zici că sunteți copii cu minți. Să vedem. Bine. Eu pot să cred că sunteți copii cu minți, dar ghidușii de astea, de ale tinereții, n-au cum să nu apară. 19-20 de ani, dacă nu apar acum când, dar nu apărea la 30 de ani. Spune-mi, ai spus la un moment dat, acum câteva momente, că mai ieșiți și mai faceți câte o escapadă. Că unde ieșiți? Mergeți la un restaurant sau mergeți undeva? Da, după antrenament mai mergem să mâncăm. Cu toții? Mai mergeți în grupuri, așa? Da, nu în grupuri, mai merg și toată echipa, mai mergem jucători între noi. La un moment dat, președintele Claudiu Tudor avea un obicei, mai dădea și el câte o masă. Se mai întâmplă treaba asta? S-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat? Da. Și ce? Cum e? Cum? E atât de mulțumit încât vine și... Păi să ne simțim noi bine, jucătorii. Și vă simțiți? Foarte bine. Da? Cum? Ce faceți? Cum? Vă faceți o chestie rotundă așa și vorbiți între voi, cântați, faceți ceva de genul ăsta? Pot să spun că lăsăm fotbalul un pic deoparte. Așa? Și vorbim de noi. Da? Da. Și tu de tine ce vorbești? Nu neapărat că vorbim de noi, dar așa mai facem niște glume. Păi de aia zic, Caterinca asta, da, glume, alea, nu știu bine, ce, da, da. Vă simțiți bine. Bun. Cu banii cum stați? Bine. Sigur? Păi dacă tu zici că faci bine, vezi că ei așa țin cont. A spus, s-a dus la emisiune, a zis că fac bine. Oraș la gară, vă dăm peste 3 luni iară. E bine? Nu vreau să comentez chestia asta, eu zic că stăm bine. Nu comentez. Bine. În afară de mesele de seară din familie, de exemplu, care le iei acasă, în sfârșit. Spune-mi, te rog, unde îți place să mergi, să te simți bine cu, nu știu cu cine, cu, uite, cu prietena ta? În mall, parcuri. Și acolo serviți o cină, să zic, la mall? Într-un parc, ceva de genul ăsta, în care să vă... Da. Ce preparat savurezi în mod deosebit așa? Paste carbonara. Carbonara? Ești de ăsta pe Italia? Da. Nu ești cu carne? Nu ești carnivor? Ba da, mai mănânc și carne, dar... Dar cine? Tata mănâncă. Mâncarea mea preferată, paste, carbonara. Paste. Păi ce faci când ia acasă, îți face mama paste ție? Da. Păi și lor le face grătar și tu mănânci paste? Ce? Păi și mă, nu e așa?
Sau îți place și ție cărniță? Îmi place și cărnița. Da? Mai mult carbonara. Bun, și dacă e să alegem, de exemplu, la un dat termină și o friptură și o de asta. Păi eu par cu vin sau un par cu bere? Nu beau deloc. De ce? Nu-mi place băutura. Pe asta nu trebuie să-ți placă. Băutura este o terapie a sufletului. Un pahar. Dar nu-mi place. Nu păi și ce bei? Apă. Apă? Știi cum e aia la fotbaliști. Apă bei, apă joci. Apa îți place, da? Da. Bine, merg pe ideea asta, că îți place apa. Spune, pentru tine o vacanță perfectă unde este? La mare sau la munte? La mare. La mare. În România sau în străinătate? România. Unde la mare? Să știu și eu. Constanța. Îți place la Constanța? Da. Și ce faci? Te duci? Ai ajuns, te-ai cazat? Și mergi la mare. Te bagi la apă. Asta este ideea, asta e, da? Da? În străinătate îți place să mergi? Îți place să te duci? Să... În Anglia îmi place genul vacanță. Unde? În Anglia. În Anglia. Ce găsești în Anglia? Acolo e cam răcoare, cam plouă. Frumos și acolo îmi place. Ce-ți place? Acolo probabil că mai sunt dintre neamurile tale sau... Fratele meu. Fratele tău. Da, asta îmi place. Vă mai întâlniți pe acolo, mai faceți o haiducie. Păi dacă nu bei un pahar, dar vine la ce faci? Te duci să... Mui la ei. Te duci la ei cum beau, a? Absolut colosal. Bine, mă. Spune-mi, te rog, că în opinia ta, România mai poate rata prezența la campionatul ăsta european? Eu zic că nu. Am făcut niște meciuri bune. Așa? Și eu zic că poate să ducă mai departe. Ce-i lipsește? Nu sunt eu în măsură să vorbesc ce-i lipsește. Păi îi spun eu ce-i lipsește. Îi lipsește clar puncte, mai trebuie puncte. Da, astea. Da, nu sunt eu în măsură să vorbesc ce-i lipsește echipei naționale. Păi, ție îți place cum se exprimă? Da. Hă? Mie nu-mi place cum se exprimă. Mie îmi place. Adică nu-mi place în ideea că nu are un jucător care să-ți bage mingea în poartă. La Petrol există un astfel de jucător care să bage mingea în poartă? La Petrolul suntem toți. Toți ați vrea? Da. Dar vă, atacanții? Eu sunt atacant. Și? Eu trebuie să bag în poartă. Ia, zi așa. Omrani, ăsta mai nou. Roman? Sârbu? Niciunul n-a dat niciun gol. Adică a dat ala la Pecica, care probabil că dădeam și eu un gol acolo. A? Zi tu, corect. Ți se pare că Petrolul are atacanți în momentul de față? Da, mi se pare că vine cu toate liniile ca să dea gol. Că plusează la loviturile libere. Că vin ăștia de spate. Pap, iată, acum mai nou a venit portughezul ca să ne salveze cu două goluri cu capul, frumoase, elegante. Lovituri libere, cap, gol. Zic de atacanți. Mai vin atacanți acum la Petrolul? Tu ce zici? Nu știu nimic. Hai, nu. Și dacă știi, îmi spuneai tu mie. Hai mă, ce drag. Păi nu știu nimic. Nu știu. Bine. Zim, pe când Alex Musi la echipa națională mare? Cum am mai spus, eu acum încerc să-mi fac treaba la echipa națională U20-U21, dacă să fiu campion. Așa? Și după, pot să spun, pe viitor să mă gândesc la Naționala Mare. Dar n-ai în cap, n-ai făcut o predicție așa? Adică, bă, mi-aș dori ca în 2024-2025 să promovez la echipa Naționala Mare. Încă nu mi-am făcut. Te-ai gândit la treaba asta? Mă gândesc să ajung la Naționala Mare, dar încă nu mă gândesc. Vreau să iau pași așa, să spun. Să iau ușor, pas cu pas și... Din punctul meu de vedere, există o mare oportunitate de vreme ce, iată, Iordănescu chiar nu are în momentul de față jucători care să ducă mingea către poartă așa repede, așa cum își dorește el. Mă gândeam și la tine la un moment dat. Cu un pic de ambiție sporită, dacă nu care cumva ai putea să bați la poarta echipei naționale. Vom vedea ce va fi. Dar tu îți dorești? Vă dați seama că îmi doresc. Orice jucător, vă spun că îți dorești să ajungă la echipa națională. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Alex pentru prezența în platou, să-l asigur de întreaga mea considerație, să-i urez succes pe mai departe, probabil că cel mai apropiat succes să fie sâmbătă, când de la ora 14 Petrolul întâlnește la Cluj
pe universitatea din localitate, un meci greu, ca să nu zic foarte greu, dar pe care Alex l-a catalogat ca fiind un meci care poate fi câștigat, am zis bine? Sau doar un egal? Ca să știm la cine așteptăm. Că dacă zici mergem tu... Mergem să scoatem maximul din el. Ai început și tu, ca pârf. Scoatem maximul din el. Bine, adevărul că n-avem să zicem, stimați telespectatori, de vreme ce, iată, așa zice Florin, așa se întâmplă. El merge, toată lumea crede în el și, iată, se duce către fiecare destinație și le ia la aia puncte, cum zice el, puncte. Acesta este petrolul zilelor noastre, petrolul care, după un tur de campionat, vă reamintesc, stă pe locul 6 în clasament, poziție care îi conferă oportunitatea de a juca la sfârșitul acestui campionat, în play-off, ar fi o performanță substanțială, o performanță mare. Încă o dată, Alex, mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Time Out. Numai bine, în seara!